Căminul de bătrâni Sfânta Paraschiva de pe strada Codrescu va fi redeschis curând după cum promit autoritățile locale. Recent, instituția a primit încă 2 milioane de lei ca fonduri noi pentru renovare. Lucrările au început acum câțiva ani, dar s-au întrerupt datorită falimentului firmei de construcții care se ocupa cu renovarea. Lucrările sunt întoi, iar conform graficului de lucru, căminul ar urma să fie finalizat în următoarele două luni. Proiectul de refacere prevede nu doar renovarea actualelor corpuri de clădire, ci și construirea de la zero a unui corp nou de clădire cu două etaje. În ea și există câteva astfel de cămine private, dar prețurile ridicate îi împiedică pe mulți pensionari să se mute în astfel de instituții. În schimb, căminul Sfânta Parascheva este destinat și a celor persoane în vârstă singure și fără venituri sau care nu au resurse suficiente pentru a se întreține. Căminul asigură locatarilor servicii de îngrijire primară, dar și consiliere psihologică sau juridică. Înainte de renovare, unitatea avea o capacitate de 216 locuri, iar în urma lucrărilor, acesta va putea găzdui până la 281 de bătrâni.